ce ar fi făcut Vladimir Putin unui fotomodel din Brazilia. Tânăra a povestit cu lux de amănunte întâlnirea cu el. Vladimir Putin este renumit pentru felul său rece și autoritar. Recent, un fotomodel din Brazilia a dezvăluit felul în care s-a purtat președintele Rusiei cu ea în cadrul unei întâlniri oficiale. Prin ce tensiuni a trecut fost amis, bum bum. Reacția unui fotomodel brazilian când a dat mâna cu Vladimir Putin fotomodelul Suzy Cortez a povestit în detaliu cum a decurs întâlnirea sa cu președintele rus Vladimir Putin. Frumoasa șatenă a mărturisit că s-a întâlnit cu liderul de la Kremlin în 2018, la campionatul mondial de fotbal desfășurat în Rusia. Modelul s-ar fi speriat de atitudinea lui Vladimir Putin și privirea tăioasă și pătrunzătoare a acestuia. Putin i-ar fi strâns mâna în așa manieră, încât Suzy Cortez a simțit fiori pe șira spinării mi-a strâns mâna și s-a zgâit la mine câteva minute, ceea ce m-a cam băgat în sperieți. Pe durata întregii întâlniri, el a stat pe un soi de tron și, când voia să-mi spună ceva, vorbea cu o secretară, iar secretara se întorcea la mine și îmi spunea ce a zis. M-a lăudat foarte mult și m-a invitat să vizitez Rusia ori de câte ori voiam eu. După ce a sosit Putin, o mașină guvernamentală m-a dus unde voiam eu. Mi s-a părut foarte ciudat pentru că nu știam dacă sunt protejată sau supravegheată. Am stat o săptămână și m-am întors în Brazilia. Am spus că dacă pot, mă voi întoarce în Rusia. Dar astăzi sunt sigură că eram în pericol la Moscova, a declarat Suzy Cortez, citată de Daily Star. Putin s-a dovedit a fi un adevărat psihopat violent. În ceea ce privește contextul militar actual, Suzy Cortez i-a adus acuzații dure lui Vladimir Putin, pe care îl consideră un psihopat violent. Fosta mis Bum blamează acțiunile luate de liderul de la Kremlin și invazia Ucrainei de către Rusia. Modelul susține că a aruncat la gunoi toate articolele ce amintesc de Rusia. Putin s-a dovedit a fi un adevărat psihopat violent când a declarat război Ucrainei. Am fost în Rusia la Cupa Mondială, am fost muza lor, l-am întâlnit personal pe Putin și astăzi mi-am aruncat la gunoi toate tricourile pe care le-am câștigat acolo. Am aruncat și mascota din 2018 pe care am câștigat-o la Moscova. Eliberați Ucraina, a spus Suzy Cortez pe contul său de Twitter.